Corul de copii Unison. Florin Călinescu. Corul nostru. Da, mă gândeam că sunt mai mulți marinari decât vapoare are flota noastră românească. Voi nici nu vă născuseruți atunci când aveam cea mai mare flotă oceanică din lume și cam toate bazmele românilor i-a dispărut spre finalul bazmului. Dragă Nea Traiane, matale știi mai bine. Mă întrebam acum cum dracu să nu trăiești în țara ta, să te duci prin Costa Rica, să te duci prin Madagascar, când au o emisiune atât de frumoasă și cu niște copii atât de minunați, să te duci ca bou singur pe niște plaje pustii, ca un naufragiat vitregit în ghilimele de o soartă pe care ți-ai merita-o mai curând acasă. Copii, sunteți minunați, pirații mei din Caraibe. Pirata noastră din Mediterană, Mihaela. Da. Dăm voie să-i spun bună seara dirijorului, pentru că totdeauna m-a fascinat cu aparițiile lui. Data trecută am ținut minte zile în șir bocancite extraordinar. Acum uniforma, e ceva despre bărbați în uniformă. Dar să revenim la cor. Mă bucur tare, tare mult să văd că cineva are timp, și mă refer aici în primul rând la dirijor, dar și la copii, de muzică, de artă, de spectacol. Până la urmă, ce vrem de la un cor? Să sune minunat și să ne dea și un soi de spectacol. Ne-ați făcut de toate, le-ați făcut pe toate ca într-un musical. Asta vă face deja un cor foarte talentat. Bravo, copii! Și dirijor! Iubita piratului din Târgu Jiu! Da. M-am bucurat foarte mult să văd atâția copii pe scena noastră de la România Au Talent, dar și un dirijor atât de înțelept, care face alegeri atât de frumoase pentru ei, știe să-i pună în valoare pe toți. Mi s-a părut, deși sunt foarte mulți copii aici pe scenă, am auzit voci mature, voci curate, dar în același timp sigure pe ceea ce cântau. Erau toți siguri și foarte relaxați. Îmi place și uite că se țin de mână și emoția asta pe care o transmiteți. Sunteți minunați, dragilor, și aș vrea un rând aplauze pentru domnul dirijor, că vă adună pe toți și știe ce să scoată și cei mai buni de la voi. Da, uitați, vreau să adaug, nu întâmplător Andra cred că s-a costumat la temă. Astea sunt steluțe de mare pe urechile tale sau timone? Steluțe de mare. Doamne Dumnezeule. Steaua de la semnul nostru, din trofeul nostru de la România Au Talent. Păi ai în 5 colțuri, asta are 8. Lasă așa, lasă că nu se vede. 16. Căluțul nostru de mare, Andy. Să știi că i-am ascultat cu atenție. S-au schimbat mult și corurile astea, să știi. Nu mai e corul ce era odată. Eu am fost și eu când eram copil în cor. Cântam ceva frumos, Aurel Giroveanu, erau alte cântece, nu din astea moderne, șturlubatice, cum aud eu acum. Ce ați cântat astăzi? Adiemus, una dintre cele mai frumoase lucrări muzicale compuse. Textul, de fapt, a fost inventat, cuvintele nu au niciun fel de sens, însă compozitorul a dat această libertate tuturor cântăreților din întreaga lume pentru a se exprima, de fapt, prin muzică și voci. Dar în ce desen animat a fost? A fost într-un desen animat ceva cântecul ăsta? Nu știu dacă a fost într-un desen, știu că a fost într-o reclamă. De acolo știu. Mă rog, are dreptul să fie unde vrea el. Da, să știi că mai fi surprins cu adevărat dacă la sfârșit scoteai și apca și dădeai o mască și era Radu Mazăre. Atunci era... Îți zic! Te-ai prins! Am fi rămas imediat, pac! Altfel, copiii sunt minunați, am ascultat cu multă atenție. Foarte frumos cântăm împreună. Deci ai un cor foarte rotund. Bravo, foarte frumos.